Da, se aude prea tare muzica. Da. Asta e, când se aude prea încet, când se aude prea tare. Suntem în direct, dragi prieteni, la emisiunea de astăzi. Uitam un pic peste actualitate. Un meci amical care tocmai s-a încheiat, Tottenham Atletico Madrid 0-1, în faimosul turneu Champions Cup. Meciul s-a jucat la Melbourne. Am câștigat Atletico cu un gol al inevitabilului Godin în minutul 40, Diego Godin. Altceva n-am avut astăzi, dar începe Liga 2 în Franța diseară, cu primele 8 meciuri ale etapei. De asemenea, debutează Liga 3 în Germania. Alte campionate din vest încă n-au început. Liga 3 din Germania, spuneam, cu Duisburg-Paderborn, primul meci, într-adevăr o ligă cu 20 de echipe, surprinzător, pentru că știm că primele două ligi din Germania au doar 18, și în Liga 3 a nemții au tot o serie unică, numai că aceasta este cu 20 de echipe. Paderborn a ajuns în Liga 3 oricum și deschide sezonul în meciul de la Duisburg. În Liga 2 franceză, spuneam, 8 meciuri astăzi, unul va avea loc sâmbătă după amiază, iar celălalt luni seara. Nu s-a modificat foarte mult față de sezonul trecut. O să revenim asupra acestor partide la un moment dat. În actualitatea internă, doar cioace, transferuri improbabile, unul mai dezmințit decât altul. Ieri, de exemplu, se vorbea despre revenirea lui Budescu la Steaua, așa spuneau unii, deși nouă ne confirmase și Mudică că jucătorul s-ar putea întoarce la Astra. El se antrenează de ceva timp cu echipa din Giurgiu. Într-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului, giurgiuvenii dau senzația că mutarea este doar o chestiune de timp. Păi nu poți să dai un comunicat oficial pe site-ul clubului dacă nu e nimic oficial. Dacă sunt Mărtean a semnat cu Pandurii, înseamnă că Astra s-a înțeles deja cu Budescu, spunea Daniel Stanciu, urmă cu 3 serii, bine că în urmă cu 3 ani, în cadrul emisiunii DigiSport. În fine, o cioacă așadar, nu s-a înțeles deocamdată Budescu cu nimeni, probabil că va semna cu Astra, dar deocamdată nu există această confirmare. Eu zic că mai degrabă probabil nu. Probabil nu va semna cu nimeni și va rămâne să joace în China, în Liga a doua. Fanii lui AC Milan au protestat și au pierdut răbdarea în fața vilei lui Berlusconi. Suntem departe de ei. Ora basta, scrie acolo. Nu știu de ce sunt nemulțumiți, pentru că se pare că la ei s-a vândut clubul. La OM încă nu s-a vândut și, după informațiile apărute astăzi în media franceză, vânzarea mai durează. Ropin vorbește chiar de încă 6 luni. Dar tocmai din acest motiv a prins cu un tur la Marseille, o premieră în Franța, nu este o premieră în lume. Spania, Anglia și parțial Germania au adoptat și ele această metodă. Metoda tranzacționării sau chiar cumpărării finalmente a clubului de către suporteri, acest faimos termen socios, care vine din spaniolă și există și în limba portugheză. La OM s-a pus în mișcare acest proiect în urmă cu ceva timp. El a fost foarte puțin mediatizat, însă a prins contur în ultimele zile și chiar mă uitam pe acest site. Suntem practic în momentul de față 871 de înscriși, adică de acționari la Olympique Marseille. Asta înseamnă o sumă de 67.050 de euro recoltați deocamdată. Se mizează undeva la 40-50.000 de aderenți, care ar duce spre o sumă de 4 milioane de euro. Deci ăsta este obiectivul, că dacă nu se atinge această valoare, e greu de crezut că acest proiect va prinde contur. Acum, el este un proiect pe termen foarte lung, și la cât de lent se mișcă lucrurile la club, este posibil ca la un moment dat să devină realitate. În orice caz, pentru a te înscrie este nevoie de a plăti o cotizație de 80 de euro
pentru primii 5.000 de aderenți înscriși. Asta este un fel de ofertă, după care ea va ajunge la 100 de euro. Sigur că se pot dona și sume mai mari, dar suma minimă este de 80 de euro. Asta este principiul. Există un cont în Franța care este securizat, la care nu poate să ajungă nimeni. Evident, este o societate practic legală din punct de vedere juridic. Se plătește exact ca pe orice factură sau pe orice cumpărătură pe internet, prin același procedeu. Nu este nimic ieșit din comun printr-un card bancar. Dacă nu va ajunge acest proiect să capete contur, atunci toți cei care au plătit își vor primi banii înapoi, mai puțin 1,2 euro, care sunt cheltuielile de cont bancar. Deci în rest îți vei primi banii înapoi. Există mai multe categorii unde poți adera. În cazul nostru, cei care nu locuim pe teritoriul Franței, este capitolul Socius Massilia pentru toți cei care locuiesc în străinătate. După care, spuneam, în urma acestei cotizații de minimum 80 de euro, ea va ajunge la 100 de euro minim după ce se vor înscrie primii 5.000. Gata, suntem departe. Spuneam, nu s-au înscris în momentul de față, dar asta pentru că n-a fost o mediatizare grozavă, doar 871 de oameni. E bine, după ce se vor fi înscris 5.000, sumă la care se va ajunge, evident, în câteva zile, atunci partea de intrare, cota pentru a intra în acționariatul viitorul, acționariat al clubului, va fi de 100 de euro. După care, începând cu anul viitor, fiecare membru trebuie să achite o cotizație de 120 de euro. Pentru cei care locuiesc, spuneam, în străinătate, deci nu sunt abonați, de exemplu, la club. Dacă ai un abonament la club, adică locuiești acolo, ești suporter frecvent al stadionului, atunci cotizația anuală este de 80 de euro. Asta se va plăti în mai multe tranșe, nu e obligatoriu să-i plătești o singură dată. Ideea este să reușești să-i plătești într-un an întreg calendaristic. Deci nu sunt niște sume foarte mari. 120 de euro pe an. Pentru cei care, de exemplu, au mai puțin de 18 ani, cotizația anuală va fi de 50 de euro. Dar asta după ce achită aceeași taxă de 80 sau de 100 de euro, care este obligatorie pentru toată lumea, chiar și dacă ai mai puțin de 5 ani, poți să devii acționar la OM. După ce plătești această cotizație de 80 de euro, vei avea una anuală de 30 de euro. Asta este. Bun, sigur, se va primi și un fel de card dintre ăsta, cu număr, sigur, cu personalizat. Deocamdată acestea nu sunt disponibile pentru toată lumea, întrucât și site-ul este la început. Să fac practic primele mișcări, primele mutări acolo. Există o adresă de Facebook, Massilia Socios Club, ușor de accesat, de asemenea cont Twitter. Important este că în ultimele zile clubul a primit sprijinul marilor jucători din trecut, între care Eric Dimeco, Jean-Pierre Papin, Manuel Amoros, Bernard Pardot și așa mai departe. Sunt unii care s-au și înscris, au plătit și ei această cotizație și își așteaptă cartea de membru, care nu e obligatorie, bineînțeles, pentru că și dacă o ai și dacă nu ai, e același lucru finalmente. Odată ce ești înscris acolo, o simplă dovadă de SMS sau de e-mail, ai aceleași puteri ca și oricare membru. Deci nu e obligatoriu să ții la tine acest card. La asta se adaugă, sigur, deja câteva grupuri din galerie care s-au solidarizat. Și probabil că odată cu aceste adeziuni, sigur, va crește și interesul pentru proiect. Unul, evident, departe deocamdată de a se fi realizat, dar
cu cât întârzie vânzarea clubului, cu atât șansele sunt mai mari. Nu înseamnă că dacă clubul va fi vândut, proiectul nu mai poate să vadă lumina zilei. Dimpotrivă, nici la Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid sau Athletic Bilbao, cele patru cluburi din Spania care funcționează pe acest principiu, fanii nu decid, nu au partea majoritară a acțiunilor în niciunul dintre aceste cluburi, dar au o parte minoritară și sunt foarte importanți. În cazul în care, de exemplu, clubul este abandonat sau părăsit de investitorii străini, atunci aceștia rămân în posesia lui. Se știe că ei aleg sau au drept de vot în alegerea președintelui și multe alte acțiuni, evident. Deci în Spania aceste patru cluburi au această formă de acționariat pe bază de socios. Cele trei mari, Barça, Real și Atletico, plus Bilbao. În Anglia doar Manchester United funcționează după sistemul ăsta și sunt câteva cluburi și în Germania. Pentru Franța ar fi o premieră absolută acest mod de abordare a lucrurilor. În orice caz, niciun alt club n-a apucat încă să-și creeze o astfel de structură absolut oficială și legală pentru a intra pe acest făgaș. Important și pentru a asigura până la urmă o tentă dintre asta, cum să spun, naturală, originară a clubului. Adică să nu-ți vină neapărat un acționar de ăsta din China sau din Qatar care n-are habar de fotbal și care să decidă în chestiunile esențiale. Dacă devii o forță în cazul ăsta și reușești să strângi măcar această sumă de 4 milioane de euro pe an, ceea ce sigur că a reprezentat deja un început, nu mai poți să nu fii băgat în seamă. Și atunci sigur că vei avea un cuvânt de spus în tot ce înseamnă tranzacțiile, alegerile de președinte și așa mai departe, lucruri care se pun încet, încet în mișcare. Bun, ne întoarcem după o pauză publicitară, vom vorbi despre meciurile din cupele europene. Ieri am avut o seară de gală pentru fotbalul românesc, așteptând startul etapei a doua. O seară de gală în care ai noștri într-adevăr au dat măsura întregului lor talent. Ne întoarcem. Ne-am întors, dragi prieteni, în direct. Sunt 876 de înscriși, printre care mă număr alături de faimoasa Viorela, care a făcut astăzi donația de 100 de euro. Asta ca să știe ascultătorii că în caz în care vor să continue să facă parte din acest grup de 17 ascultători mai mult decât tradiționale a acestei emisiuni, ar putea să facă și ei acest gest și să intre pe site-ul suporterilor lui OM, să contribuie, să devină până la urmă posibile acționari în viitor, pentru că fiecare membru are dreptul lui, dreptul ăla etern al suporterului de a ridica umbrela deasupra capului, de a înjura la meci, de a te duce ceea ce are socoteală după, de a lua de guler pe antrenor, de a-i sparge cauciucurile de la mașină atacantului, în cazul nostru lui Bafetim Bigomis, care ar putea să rateze nu știu câte situații clare într-o partidă. Deci din punctul ăsta de vedere afacerea e lungă, într-adevăr, și cu multe sensuri. Există acolo pe site-ul respectiv toate avantajele pe care le are un membru aderent. Sigur, nu sunt prevăzute astea cu umbrela și asta cu cauciucurile, dar ele vin de la sine. Evident că după câțiva ani în care tai și spânzuri prin pasiune și forță proprie, vei ajunge și la astfel de drepturi. Jucătorii vor trebui să se supună oricum legii tribunei în sfârșit, așa cum se întâmplă de altfel și la marile cluburi. E o diferență între a fi abonat la un grup de suporteri sau pur și simplu la club pentru a vedea cele 19 meciuri de pe teren propriu din campionat și cu totul altceva să fii
în acționariatul potențial al clubului, care e desperat că până la urmă va fi și efectiv. Pentru că spuneam, această acțiune este deocamdată la început, dar astăzi de dimineață erau 700 și ceva de înscriși. Presa relata chiar un număr rotund de 700 de înscriși, iar în momentul de față el a depășit, iată, 870. Deci destul de bine. Asta însemnând undeva la ora 9 dimineața erau în jur de 700, acum sunt 876. S-au adunat 67.450 de euro. Nu e rău. Bineînțeles, toată vara suporterii au la dispoziție această opțiune. Iar pentru cei care ne ascultă, bineînțeles, oricând puteți duce mâna adânc în buzunar și să ajungeți să deveniți, până la urmă, să intrați în grupul de acționari. Noi nu o să facem, bineînțeles, niciun fel de ploconeli, să spunem, către persoanele oficiale din această zonă pe care o reprezentăm, întrucât nu e normal. Bineînțeles, aici nu e nevoie de oameni cu prea multe fețe. Fiecare, sigur, este liber să judece așa cum vrea, nu se așteaptă o milogeală sau o pălărie de aia ținută în mână la intrarea unui teatru sau a unui magazin. No, nu e pe cerșit aici. Este pur și simplu o acțiune venită din suflet. Tocmai de-aia am și făcut acest anunț la radio, pentru că să se știe că distinsa doamnă Viorela, care ne sună o dată sau de două ori pe lună, era să spun o dată sau de două ori pe an, dar totuși o face mai des, a contribuit la această, la mișcarea acestei căruțe, practic, la ieșirea ei din curte în stradă. Deci a contribuit, ceea ce sigur este spre cinstea ei, vă dați seama că în această calitate devine practic un membru de onoare al clubului celor 17 care păstoresc, și noi avem tot așa un fel de acționariat aici, cei 17 singuri membri legitimi ai emisiunii sunt cei care practic îi păzesc interesele zi și noapte, peste ei nu se poate trece, ei au dreptul de a, nu numai de a întrerupe convorbirile telefonice, ceea ce deja este foarte mult, pur și simplu și de a scoate telefoanele din priză, cum vedem prin filmele americane. Când se enervează, americanul scoate telefonul din priză și iese cu priză, cu tot, uneori chiar trage peretele după el. Ceea ce este, într-adevăr, un gest nobil, asta pot să facă ascultătorii noștri oricând, ei chiar pot să bricoleze rețeaua, adică să intervină prin FM, să modifice FM-ul, să... Sunt niște oameni hackerizați de mult, deci acest lucru este implacabil. Bun, ne întoarcem pentru scurt timp și în actualitatea. Nu, dragi ascultători, da, mi se face un semn aproape clandestin că trebuie să ne oprim. E vorba de o pauză publicitară, după care ne vom întoarce, ni se spune, în cel mai scurt timp. Revenim. Nu lăsa lenea să te cuprindă. Vino la Fit Class Club. Te așteptăm în cartierul Titan, pe strada rotundă la numărul 6A, într-un spațiu de peste 1000 de metri pătrați, cu echipamente de cel mai înalt nivel, vestiare cu dotări moderne, sisteme audio și TV de calitate superioară și o echipă de antrenori atent selecționați. Fit Class Club îți oferă o gamă completă de servicii în domeniul sportiv, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, într-o ambianță plăcută și prietenoasă. Mai multe detalii pe fitclass.ro. Fii mereu în formă la Fit Class. Peste 20. Hen,
Benz, ai pus mâna pe bani, ai călcat regula. Dacă vrei sport adevărat, dă cu piciorul la bani. Victoriile, fair play-ul, dragostea pentru sport se pun în suflet, nu în portofel. Sunt Fluerică, arbitrul de pe tușă, și am să încerc să vă aduc aminte de ce suntem suporteri înfocați, ce ne face inimile să bată mai tare și ce contează pentru noi, cei ce iubim sportul cu adevărat. Aici la Sport Total FM. Șut și gol. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Am întors, dragi prieteni, în direct. Spuneam actualitate încinsă ieri. Într-adevăr, o seară mare, magică pentru fotbalul românesc, care își etala două dintre sublimele talente în Europa League, două echipe cu bătaie lungă, Mandurii Târgu Jiu, care chiar dacă nu are stadion și joacă la Drobeta Turnu Severin, se simte acolo ca acasă, este o mare echipă, o echipă care se pregătește să se bată la titlu, are un staff tehnic bine proporționat, Narcis Răducan, care vorbește foarte cursiv, și în special Petre Grigoraș, un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Deci toată această lume bună juca pe teren propriu la ieșirea din Oltenia cu Maccabi Tel Aviv, da? S-a terminat 3-1 Elas pentru oaspeți. A fost pur și simplu derută a pandurilor în această partidă. Benaim a deschis cu minutul 7, trăgându-i practic gluga peste cap lui Nea Petrică. Herea a egalat, una dintre achizițiile de top ale pandurilor, în minutul 30. S-a intrat la pauză cu 1-1. Speranța era intactă pe stadionul municipal din Turnul Severin, după care oaspeții cinici, câinoși, ca niște babe, au revenit pe gazon și le-au înfipt sabia în piept celor de la Târgu Jiu. Igiebor și Micea au marcat după pauză. Această echipă considerată emblema Israelului, Maccabi Tel Aviv, sigur un pic mai bună la basket decât la fotbal, până la urmă s-a calificat după prima manșă, evitând complicații în retur. Reamintesc pentru cei care n-au deschis niciodată aparatele de radio să asculte o emisiune de sport, că după ce pierzi cu 3-1 pe teren propriu, trebuie să marchezi minimum 3 goluri în deplasare pentru a te califica. Deci Pandurii și-a luat adio de la Europa League în primul meci pe care l-a jucat, după ce un an întreg s-a zbătut cu Iedi Iordănescu prin zloată să parvină. Am avut un meci încă și mai interesant, Ghent, care pe vremuri era la Gantoise la noi, pe vremea când cei care făcuseră cupile Ștefan Gheorghiu și imaginau că în Flandra se vorbește franceză, și atunci lui Ghent îi se spunea la Gantoise în alfabetul nostru, evident latin, nici de cum chiridic. Între timp lucrurile au mai evoluat. Astăzi aceste apelațiuni, care de fapt nu sunt reale și conforme cu realitatea, au mai dispărut. Nu-i mai spune nimeni lui Ghent la Gantoise decât francezii, sigur, dar ei au alte motive. E bine, această echipă care are emblemă un indian, adică un Vinetu, un piele roșie, nu un indian de la Calcuta sau de la Bombay. Este vorba de același indian pe care îl ironiza Adrian Năstase când compara diaspora românească cu un lung șir de derbedei care stăteau la coadă pentru nimic. El le spunea indieni acestora în limbajul lui de tavernă de pe Valea Prahovei. E bine, un indian l-a zăpăcit pe gică al nostru, marele Hagi, managerul de proiect al viitorului. 5-0 pentru K Ghent, dragi prieteni, aseară. Goluri Mitrovic, Koulibaly de două ori, de poatră și Neto. Net scorul, minutul 66 era 5-0. În ciuda intrării la pauză lui Hodorogea,
la FC Viitorul nu o să mai putut pune pe roate nimic. Un arbitru elvețian a fost la centru, Hagi, vă dați seama, marele nostru antrenor, la prima sa participare cu Viitorul în cupele europene, o să o țină minte mult și bine. A luat 5 cu brigada lui de jucători tehnici veniți de la Cules Via, la jucători de perspectivă, de mare viitor, doar de asta și spune echipei Viitorul, altfel i-ar fi spus Trecutul. No, îi spune Viitorul, ce frumos nume ar fi, Trecutul București. A? Sau Trecutul Ovidiu, Uzatul Ovidiu, Blemul Ovidiu, blem în sensul de palid, așa, Palidul Ovidiu. Nu, ăsta îi spune Viitorul. Dacă mai spune chiar Viitorul Constanța, că s-au mutat înapoi. Au luat 5, dragi prieteni, la Ghent și au încheiat ambele echipe românești cu această ediție a cupelor europene. Alte rezultate înregistrate ieri, AEK Larnaca, Spartak Moscova 1-1, ne-a ieșit aici spunând că ciprioții sunt greu de bătut pe teren propriu. Alveș a egalat pentru gazde minutul 65. Oleksandria Hajduk Split aici nu ne-a ieșit, spuneam că va fi greu lui Hajduk să se impună în Ucraina, o echipă care are negru, portocaliu și verde culorile, această Oleksandria. A cedat acasă pe stadionul Olimp 3-0 cu Hajduk Split. Călăul Politehnicii Iași în turul precedent, același Ohanza, care a marcat și la Iași tot în calitate de rezervă, a reușit și aseară un gol pentru croați, 3-0 pentru Hajduk în deplasare la Oleksandria. Echipa croată se califică. Franco Ohanza, ăsta este jucător venit din campionatul saudit, am impresia, a jucat și prin Grecia, e adevărat, în Grecia a fost în ultima perioadă, da, înainte de Grecia a fost pe la Greuther Fürth, de exemplu, mă rog, n-a jucat la nicio echipă de doamnă ajută, dar n-are decât 24 de ani, Franco Ohanza din Camerun a fost autorul golului 3 pentru Hajduk Split. Heracles din Olanda, Arouca Portugalia, spuneam, meci absolut inedit, 1-1, de notat că portughezii au egalat în minutul 91 prin Gonzales, un gol care apropie de calificare. Surpriză la Viena, unde Austria a fost învinsă la fluierul românului Alexandru Tudor pe Ernst Happel Stadion de Spartak Trnava prin golul lui Tombe din minutul 46. Oaspeții au plecat toți cu cartonaș galben, dar până la urmă au rezistat în 11 și au câștigat. Austria-Viena ar putea să întoarcă soarta partidei în retur. A fost o cotă de 10-50 pentru Trnava la victorie. De asemenea, o surpriză înregistrată cu victoria finlandezilor de la HJK pe terenul lui IFK Göteborg. Surpriză și asta de proporții, spun pariorii. O cotă de 9 avea HJK Helsinki, care a câștigat cu 2-1 la Göteborg, golul victoriei marcat de Morelos în minutul 75. Jelga Variga a făcut 1-1 acasă cu Beitar Ierusalim, nu e o surpriză, israelienii erau favoriți, gazdele au egalat prin Smirnovs în minutul 70. Lille a făcut doar 1-1 acasă cu azerii de la Găbălă, echipă solidă, bineînțeles, și cum nu bați în Azerbaijan, Lille n-are mari șanse de calificare. Francezii au fost conduși la pauză și au reușit să egaleze prin Rian Mendes, jucător din Capul Verde, în minutul 47. Locomotiva Zagreb-Vorskla Poltava 0-0, Slavia Praga Rio Ave 0-0. Surpriză și în Polonia, Zagłębie Lubin, bătută acasă de necunoscuta echipă daneză, Zønderiske, scor 1-2. Gazdele au ratat un penalti în minutul 62, prin care ar fi putut să egaleze. Danezii conduceau la pauză cu 2-1. Culorile lui Zagłębie Lubin sunt portocaliu-verde.
Jodino din Belarus 0-0 acasă cu Rapid Viena, Başak Şehir Turcia 0-0 acasă cu Rijeka, Birkirkara din Malta învinsă nefericit acasă 3-0 de FK Krasnodar. S-a încheiat aventura pentru maltezi. Scorul este însă mai sever decât ar putea să pară la prima vedere, mai ales că primul gol al rușilor marcat de Granqvist, un suedez, s-a întâmplat în minutele de prelungire ale primei reprize, după care Jmolov a făcut 2-0 dintr-un penalti de minutul 75, deci relativă victoria lui Krasnodar. Maltezii au rămas în 10 oameni în minutul 87 și au mai luat un gol în minutul 89. Deci scorul nu reflectă de fapt situația din teren, o victorie norocoasă a lui Krasnodar cu 3-0. Grasospărul a bătut pe Apollon din Cipru cu 2-1. Aici s-a petrecut un fapt rar în prima repriză. Minutul 10, ciprioții au beneficiat de un penalti la scorul de 0-0, acordat de arbitrul leton Treimanis. Da Silva a ratat pentru Apollon, iar pe contraatac, după acest penalti respins de portar, Tabakovic a marcat pentru Grasospăr. Deci în loc să fie 0-1, a fost 1-0. Asta sigur a turnat plumb în picioarele ciprioților, care totuși au reușit să egaleze prin Niechi în minutul 76. Dar au rămas în 10 oameni în minutul 87 prin eliminarea lui Sacchetti și au încasat un gol în minutul 93 la Vanchy, a marcat pentru Grasospăr. Meciul s-a jucat la St. Gallen și nu la Zürich. 2-1 mincinos pentru Grasospăr, care nu merita să bată, nu, evident. Apollon Limassol poate să întoarcă soarta calificării în retur. Lucerna Sassuolo 1-1, meci de nivelul lui Heracles cu Arouca. Gazdele au ratat un penalti pe Neumayr în minutul 65, când scorul era de 1-1. Berardi a marcat pentru Sassuolo din 11 metri în minutul 42, egalând. Genk Cork City, doar 1-0, irlandezii au rezistat. Bailey a marcat pentru echipa din Flandra în minutul 31. Atenție să nu se confunde Genk cu Ghent, sunt două localități diferite. Cork City a plecat așadar cu mândrie, cu demnitate de la stadion, pierzând cu un scor pentru care probabil ar fi semnat înainte de începerea jocului. De asemenea, a rezultat mic în Turcia, Osmanlispor Kaliu, echipă din Estonia, abia 1-0, gol marcat de Pintu în minutul 74, s-a jucat la Ankara partida. Raul Rusescu a intrat pe teren la Osmanli în minutul 71. Au rezistat extraordinar estonienii, cine știe ce se poate întâmpla în retur. Panathinaikos de asemenea slabă, doar 1-0 cu AX Solna pe teren propriu. S-a jucat pe Apostolos Nikolaidis. Gazdele au marcat unicul gol al meciului prin Moledo în minutul 79. Panathinaikos AX 1-0 abia. Scandia din Macedonia a reușit o surpriză, învingând cu 2-0 mai titrata Mlada Boleslav, s-a jucat la Skopje, după ce cehii au rămas în 10 oameni, expulzat Hulka în minutul 52, roșu direct. Gazdele Scandia Skopje au reușit să înscrie de două ori prin Junior și Hasani, între 69 și 75, o victorie puțin scontată a macedonenilor. Voivodina Novi Sad, Dinamo Minsk 1-1, Babici a marcat pentru gazde în prima repriză, Bukov a egalat pentru Belarus în minutul 83. Hertha Berlin Brøndby 1-0, n-a fost un mare meci, gol marcat de fostul parizian Ibisevic pentru muntenegranul Ibisevic în minutul 28 pentru Hertha Berlin. Returul se anunță interesant la Brøndby. Ghent, spuneam, viitorul 5-0, Panduri Maccabi Tel Aviv 1-3, Videoton Szekesfehervar Midtjylland 0-1,
Pariorii spun că nu era o surpriză, întrucât favorită era Midtjylland. Această echipă din Danemarca a reușit să câștige printr-un gol marcat de Novak în minutul 55. Echipele maghiare de club sunt în continuare la fel de slabe ca și anii trecuți, poate chiar un pic mai slabe. Aberdeen, ținut în șah pe teren propriu de Maribor Branik din Slovenia. Aberdeen a egalat în minutul 88 prin Hayes, după ce Novakovic deschisese scorul pentru Slovenia în minutul 83. AZ Alkmaar din Olanda a bătut abia cu 1-0 amărâta Giannina din Grecia, victorie modestă a olandezilor, care erau ultra favoriți. Aveau o cotă de 1-17, pe când Giannina, dacă bătea, avea o cotă de 19. S-au cam înșelat pariorii. Lucasen a marcat în 36 singurul gol al lui Alkmaar, care e în pericol totuși pentru manșa retur. Domžale din Slovenia a creat o surpriză învingând pe West Ham, cotă de 8 pentru sloveni, 2-1 pentru aceștia. West Ham, ca și anul trecut, probabil că nu pune osul în Cupa Europeană în care joacă, adică în Europa League. S-a jucat la Ljubljana, evident, această partidă. Au fost două penaltiuri în prima repriză, Crânici pentru gazde noble, pentru echipa lui Dimitri Payet, evident, acesta n-a jucat. Crânici a adus victoria după pauză, minutul 49 pentru Domžale. West Ham are o săptămână dacă vrea să se pună la punct din punct de vedere fizic și tactic. Saint-Étienne a ecatena 0-0, același stil îmbâxit pentru echipa lui Christophe Galtier. Și în fine, surpriză la Viena, Admira învinsă de Liberec cu 2-1, după ce austriecii au deschis scorul în minutul 7. Liberec a marcat de 2 ori prin Vuh în minutele 11 și 69. Doar 2300 de oameni au fost prezenți pe stadion, atmosferă într-adevăr de vară. Slovan Liberec umilită de Olympique Marseille anul trecut în Europa League, învinsă 4-2 acasă în faza grupelor, țineți minte, marele meci al lui Michel, ăsta a fost. Oem trebuia să nu piardă la Liberec pentru a se califica din grupe și s-a dus, a câștigat acolo cu 4-2 după ce a condus cu 3-0, de exemplu, și evident a ieșit din grupe, a fost eliminată în 16-im de Athletic Bilbao. Gazdele, adică Admira Wacker, au terminat în 10, Vastic a fost eliminat în minutul 90. Deci Liberec pleacă cu prima șansă în retur. Este ora 16, ne întoarcem după o pauză. Am întors în direct, dragi prieteni, de pe acest pocinog numit Europa League. Iată, cluburile noastre sunt în mare formă. Nu mai așteptăm nimic de la această ediție a Europa League, doar că Steaua și Astra, atenție, dacă vor fi eliminate din Liga Campionilor, vor fi basculate în play-off-ul Europa League, unde vor putea să întâlnească, să spunem, călăii de astăzi ai echipelor noastre. Hajduk Split a eliminat pe Politehnica Iași, pe de altă parte Pandurii și Viitorul sunt deja eliminate de Maccabi și de către Gent. Deci, de ce nu? Un Astra cu Gent în play-off-ul Europa League, întrucât șansele Astrei sunt mărunte să treacă de FC Copenhaga, iar Steaua de asemenea o poate mierli pe teren propriu cu Sparta Praga. João Fernandez, văd că părăsește Radio Monte Carlo, mă rog, ce-a mai rămas din el. Privé de sa quotidien, lui s'attaque, qui devait être décalé le week-end à la rentrée sur RMC. Luis Fernandez a finalement décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la station. E o știre mare asta pentru cei care cunosc emisiunea lui. O porcărie lui s'attaque, sigur, Luis Fernandez numai animator radio nu e, dar se bucura de un succes. Întrebat, serez-vous sur RMC à la rentrée? Non, je quitte RMC, a zis Fernandez, care ținea foarte mult la acest post.
singurul care îl menținea pe linia de plutire, întrucât el a dat kicks de mult în cariera de antrenor. Recent a fost demis și de la Naționala Guinei Conakry, pe care a lăsat-o în afara Cupei Africii. Jalnic ca antrenor, Luis Fernandez, avea doar această gargară la radio, dar un tip care în general se ferea să spună lucrurilor pe nume. Vous étiez pourtant attendu dans une nouvelle version de Luis Attaque le week-end. Pourquoi avez-vous finalement renoncé? Deci mutaseră emisiunea în weekend. El o avea practic în fiecare seară, această emisiune. Maricescu mai ascultă RMC și poate că știa de emisiunea respectivă. Efectiv, RMC souhaite că își continue le weekend, a spus el. Mais j'ai eu du mal à repartir sur un autre format que la quotidienne. Après avoir fait l'euro sur Bein, je ne savais pas trop. François Pesanti, ăsta e directorul al rubricii sport, al departamentului sport la RMC și la SFR Sport, m-a dit de prendre quelques jours pour réfléchir. Je l'ai finalement informé de ma décision d'arrêter. Adică, știți cum e, ca la televiziune, când te mută din timpul săptămânii, din prime time în weekend, te consideri marginalizat, te consideri frustrat, păcălit, umilit și atunci pleci. Îți mai rămâne doar onoarea să te cari. Fernandez sigur nu duce lipsa banului totuși. Le fait que vous ne rejoignez pas SFR Sport et BFM TV qui font partie du même groupe a pesé dans la balance. Să știi că RMC este în același holding cu SFR Sport. Asta e o porcărie, SFR Sport. Ăștia sunt un operator de telecomunicații, de telefonie mobilă, care și-a deschis mai nou canal de sport. Și se pare că acest SFR Sport ar fi cumpărat în Franța Premier League. Sigur, sunt operatori cu bani mulți și-au investit dacă tot vreau să-și facă un canal de sport. BFM TV este canalul de știri, de televiziune partener cu RMC, care este un post generalist de radio în Franța. Je comprends leur nouvelle stratégie. On m'a d'ailleurs demandé au début de le rejoindre sur leur nouvelle chaîne. J'ai un contrat avec Bein qui court jusqu'en 2020 et j'ai pour habitude de tenir mes engagements. Pourtant, RMC me proposait quand même de continuer sur une nouvelle case. C'est un choix personnel, surtout il y a une grosse saison qui s'annonce sur Bein. Ah, deci până la urmă, sigur, e pe Bein Sport, unde a comentat campionatul european. E o puzderie de apariții, să spunem, în audiovizualul francez și în cel britanic, de asemenea, mană cerească pentru foștii jucători și antrenori care sunt plătiți uluitor pentru niște funcții unde nu fac absolut nimic. Deci dacă pe terenul de fotbal măcar alergau și din când în când mai și făceau câte ceva, acești foști jucători sau antrenori acum nu mai fac absolut nimic. Deci ei sunt în 9 cazuri din 10 de o platitudine rară, evident la un microfon. Ce să-ți spună un dobitoc din ăsta care a fost fotbalist sau antrenor, ce să analizeze el la un meci? Este de fapt situația o aveți sub ochi în România. Spuneți-mi și mie dacă știți vreun mare analist dintre fotbaliști sau antrenori. Nu există niciunul. E, să știți că și la ei e la fel. Foarte puțini sunt buni. De exemplu, Christophe Dugarry s-a impus ca analist și comentator, dar nu pentru că avea dreptate, ci pentru că era spurcat la gură și atipic pentru un fost jucător sau antrenor. Pentru că ăștia nu spun nimic. Noi avem puterea să-i contrazică pe cei în poziție. Ei ce fac de obicei? Iau niște sume colosale. Uneori salariile acestor măgari ajung la peste 50.000 de euro pe lună pentru această consultanță sportivă. Da? Dar ei nu pot să vorbească de rău un antrenor, nu pot să vorbească de rău un jucător, da? Sau de rău, adică să spună adevărul despre el, pentru că ei aspiră în continuare la o carieră în antrenorat, de exemplu. Iar foștii jucători au prieteni între jucători. Și atunci dacă s-ar certa și cu ăia, cu cine ar mai rămâne? Ăsta e motivul pentru care
evident, ei nu pot să spună ce gândesc. Deci este lamentabil să angaje și la noi e la fel, în mare măsură. Adică doar ăștia care chiar nu mai au nicio speranță, cum probabil e Ilie Dumitrescu, nu l-am mai auzit de mult, că oricum era jenant, n-avea nicio legătură cu fotbalul. Ilie ca și comentator sau analist, poate doar ăștia care nu mai nutresc speranța să întoarcă pe gazon, ăștia să spună ceva, dar altfel ei să tem, bineînțeles, n-au cum. Deci este așa un lanț al slăbiciunilor în mod evident, adică tu l-aduci pe ăla ca să ce? Doar să știe foarte clar, și am lămurit-o de mult asta, fotbaliștii și antrenorii nu sunt experți, ei practică fotbalul din instinct, da? Exact așa cum hoțul se naște hoț, da? Cum cartoforul se naște cartofor, cum criminalul se naște criminal, așa e și la ei. Și sunt fotbaliști, că așa a dat Dumnezeu, asta a fost intuiția pe care o aveau, dar nu și-o pot explica cei mai mulți dintre ei, n-am nicio legătură, când auzi un fotbalist deschizând gura, e jale. Și chiar dacă vorbește frumos, tot nu spune nimic. Deci nu sunt de adus în mediul ăsta. Așa că asta a fost o idee proastă, cine a inventat-o, acum a devenit pe toate gardurile. Deci sunt zeci, sute de foști fotbaliști și antrenori care fac această meserie de pomană, absolut de pomană. Că ei au toate clișeele astea luate de la jurnaliștii cu state vechi de servicii în domeniul ăla, au tot ascultat comentarii, dar nu se pricep la nimic. Bineînțeles, deci tu vorbă de lemn, 9 cazuri din 10. Deci ăsta se duce, rămâne doar pe BI. În RMSS, 3 ani de votre vit consultant. I-a reamintit l'echipe, deci de 13 ani era la RMC. La decizion a dû être difficile à prendre, évidemment. Je n'oublierai jamais mes années lui s'attaque. Je tiens à remercier les dirigeants de RMC pour leur confiance et surtout les auditeurs qui m'ont toujours poussé à continuer. Et essayer d'améliorer l'émission. Pour la sélection belge, il faut attendre un peu. A zis el, ia să vedem. Votre choix n'est pas lié à la possibilité de vous retrouver sélectionneur de la Belgique, non. De toute façon, quand on est consultant, on a une clause dans nos contrats qui nous permet de mettre de côté les médias si on a une opportunité. Exact. Pour la sélection belge, il faut attendre un peu. Il y a eu de nouvelles candidatures, on verra. Cum să-l numească, mă, Belgia, pe Luis Fernandez, antrenor? Dar el spune chestia asta, că absolut toți consultanții ăștia de rahat au o clauză automată în contract care să le permită să plece la un club dacă sunt solicitați. Deci ei nu fac meseria asta decât ca să nu rămână pe sec, ca să mai câștige niște bani. Evident, n-au niciun respect față de posturile respective, care încoată în Franța cel puțin îi plătesc absolut regește pe proștii ăștia. Deci sunt niște sume uriașe pe care le iau. Ăsta Fernandez era unul dintre cei care lua spre 50.000 de euro pe lună. Deci sunt niște sume colosale, deci tu nu te duci pentru doi firfirei, bineînțeles. Dar în momentul în care ai o posibilitate să semnezi cu un club, gata. Aia automat trebuie să-ți desfacă contractul, ești liber să pleci. Sur BI nous vous retrouvera notamment dès le 12 août dans Vendredi Ligue 1, une nouvelle émission qui reviendra en grand format sur le match du vendredi, désormais diffusé par Canal, et qui lancera la suite du week-end. Oui, je suis ravi de retrouver Florian Janton le vendredi. On va essayer de mettre en avant nos championnats, en s'appuyant sur nos images. J'enchaînerai aussi le week-end avec foot européen, dans Europa Arena, avec Darren Pollett. Asta e un englez care comentează în Franța. Deci are tot felul de porcărioare dintre astea. El fiind pe Bein Sport, vineri participă la o emisiune fără meci, pentru că Bein Sport nu mai difuzează meciul de vineri din campionatul ăsta. A fost din acest sezon pentru 4 ani cumpărat de Canal+. Vous continuerez d'intervenir dans Dimanche Ligue 1. Oui, c'est un programme qui me tient à cœur, a zis Fernandez. On veut lancer des nouveautés avec Florian Janton. On aimerait notamment se déplacer de temps en temps dans les clubs. On l'avait fait à Lyon la saison dernière. C'est important d'être proche des entraîneurs, des joueurs et des supporters. Fac reportage, se duc pe la echipe, îi ajunge bănuțul de la Bein. Eu zic că-i stoarce și pe ăștia de cel puțin 50.000 pe lună.
Alexandre Ruiz présentera une nouvelle émission chaque lundi à 22h30 dès septembre. Vous serez également de la partie ? Oui, on m'y retrouvera. Il y aura de l'analyse, de l'humour, un peu comme ce qu'on a proposé pendant l'Euro. Il y aura du public, des invités, un joli plateau de consultants. C'est excitant. Emisiune d'asta, cum vedem și pe la italieni, cu animator, cu studio din ăsta după meciuri, asta îi place lui Fernandez. Mai facă o cucerire de asta, că sunt niște bunăciuni pe la ei prin studiouri. Dumnezeule, sunt niște femei uluitoare. Și le mai ciupește pasta când se termină emisiunea. A, o viață liniștită, tată. 56 de ani are Luis Fernandez. Fără probleme. Fără probleme, deci va continua să-și vadă de ale lui. Văd că apare pe lista scurtă la Naționala Belgiei. Bine, belgienii, dacă îl numesc pe el, chiar își merită supranumele, într-adevăr. Uluitor ar fi. Uluitor să-l pună pe Luis Fernandez, pe care l-a dat afară Guinea. Și că au făcut o listă scurtă belgienii, bineînțeles că până la urmă nu vor numi pe Fernandez, lăsați-mă să cred că totuși nu. Așa, n-a mai rămas cu nimic în ceea ce privește fotbalul propriu zis de la sfârșitul lunii mai. E son experience compliquée de un an à la tête de la Guinée. El de fapt a condus Naționala Guinei doar pentru bani. Și să-și facă un pic mâna ticălosul ăsta, pentru că el nu stătea în Guinea, vă imaginați. Nici n-avea de ce să stea, pentru că jucătorii evoluau în general în străinătate, doar când se întrunea lotul să vaccina și să ducea acolo, durea absolut în șpiț de Guinea pe Fernandez. Și acum Cica ar figura pe o listă de 5 nume, o listă scurtă de 5 nume ale Federației Belgiene. El a fost antrenor la PSG, la Bilbao, pe la Espanyol. A été invité à se tenir prêt pour un éventuel prochain rendez-vous. Naționala Belgiei a rămas fără antrenor de la mijlocul acestei luni, după ce l-au dat afară pe Hodorogsonul lor, pe Marc Wilmots. Alain Perrin este și el candidat, bine, și asta e o catastrofă, îi va ucide fără probleme. L'Union Belge n'a pas retenu la candidature d'Enzo Schifo, actuel selecționer espoir. Deci Schifo n-a intrat în calcule, el este selecționerul echipei de tineret a Belgiei. Ce o să ne mai distrăm dacă ajunge Fernandez? Pe Fernandez e Grigoraș, mă. Fernandez e Grigoraș, v-am spus bine de tot. Bine de tot v-am spus aia cu Grigoraș, când a bătut pe Craiova în prima etapă. E ultimul meci pe care l-a câștigat la Pandurii. Ultimul meci, tată. Și într-adevăr a venit meciul cu Maccabi și s-a făcut praf. Praf! Bun, astăzi începe etapa a doua la noi, cu un meci profund, CSMS Politehnica Iași, Gaz Metan Mediaș. Uluitor meci. Găzarii ar putea să facă 6 puncte. Dacă bat la Iași, Iașiul debutează în campionat, pentru că n-a jucat prima etapă, meciul cu Steaua s-a amânat pentru 31 august. Mâine ar trebui să joace Dinamo cu ACS Poli, dacă va exista așa ceva până mâine mai mult. Surprizele sunt așteptate la tot pasul. Habar n-avem dacă până la urmă va juca Timișoara sau nu. Eu nu m-aș avânta. Exclusiv! Scrie ProSport, FRF și LPF ascund o notificare prin care CSA Steaua le somează sub amenințarea procesului penal să nu mai accepte numele Steaua pentru echipa lui Becali. Ah. Păi da, cum să nu? FRF-ul și LPF-ul sunt instituții de căcat, bineînțeles, care ce vor să facă? Vor să stea la dispoziția cluburilor, pentru că așa e tradiția în fotbalul românesc, ele nu respectă legea. Da? Bineînțeles, stau la dispoziția Stelei. Cum? Păi da, nu spuneam până acum. Au încercat să tragă de Rapidul ăsta care era numai piele și os, să-l țină în Liga 1. Acum, bineînțeles, ce ați vrea? Să respecte legea? CSA Steaua a notificat SC, FC Steaua București, SA, FRF și LPF prin executor judecătoresc pe data de 14 iulie, asupra faptului că aceste instituții folosesc ilegal
în pofida unei sentințe judecătorești definitive, numele Steaua București. Da, e clar. Deși somația este veche de două săptămâni, gruparea lui Gigi, Liga și Federația au ascuns acest lucru și n-au avut vreo reacție. În mod normal ar trebui scoase în afara legii, după părerea mea, în condițiile astea, când nu respecti o sentință judecătorească definitivă, ești pasibil, în cazul ăsta, cu pușcăria, dar, sigur, fiind instituții, și cu pușcăria și cu desființarea. Da? Dacă nu e o sentință judecătorească definitivă și nu o pui în aplicare, asta trebuie să se întâmple. Bineînțeles că la noi nu se va întâmpla, pentru că astea sunt niște instituții apocaliptice. Prosport prezintă notificarea trimisă de CSA Steaua București, care avertizează FCSB, FRF și LPF că vor suporta consecințe de ordin penal, evident. Dacă nu pun imediat în aplicare sentința, este vizat nu numai numele Steaua, dar și modificări obligatorii privind palmaresul. Bun, asta pe noi ne interesează mai puțin. Eu nu zic că e o chestiune corectă. Am mai tratat subiectul, Steaua, FCSB, toate prostiile astea. Nu e neapărat o chestie bătută în cuie de obiectivitate. Nu. Dar dacă ăsta este verdictul, tu cine ești? Liga profesionistă sau federația să nu-l pune în aplicare. Deci nu există așa ceva, dar cine ești tu să fii mai presus de lege? Da, nu vorbim aici de Clubul Steaua. Clubul Steaua sigur că nu-i de acord cu asta, dar Gigi Becali e pe fals acolo cu tot ce a făcut. Sigur că el nu-i de acord. A fi de acord, dar însemna să recunoască că tot ce a făcut a fost o minciună, un fals, o hoție. Dar nu de Gigi e vorba aici. E vorba de instituții. Instituțiile ar trebui să respecte legea. Ele n-au respectat-o însă nici în cazul Rapidului. Pentru că și acolo Tribunalul București a dat o sentință de faliment, care deocamdată n-a fost infirmată de nimeni. Iar Liga și Federația împreună cu comisiile pe care le dețin, apropo, țineți minte pe vremuri cum își pasau comisiile de la una la alta ca să scape de responsabilitate, Mitică și Mircea Sandu, e bine, aceste comisii astăzi și-au bătut joc de ceea ce înseamnă lege, demnitate, morală, bun simț în România și n-au fost în stare să ia nicio decizie până în ceasul al 13-lea, când deja oricum era mult prea târziu și ilegal. Deci, măsuri represive, definitive împotriva acestor instituții, după părerea mea, ele ar trebui să fie considerate în afara legii. Așa ar fi firesc, în orice țară s-ar întâmpla asta. Asta ce ar însemna? Dizolvarea lor și eventual crearea unor altor instituții care să conducă fotbalul românesc, evident cu alți oameni, ăștia toți ar fi pădric, unii dintre ei băgați la pușcărie instantaneu pentru această atitudine de nerespectare a legii. Șefii ar trebui să intre în pușcărie în secunda asta, pentru că așa se întâmplă. Le reamintesc acestor idioți de nivel mondial că în momentul în care instanța decide ceva, în ziua respectivă trebuie să te prezinți la pușcărie sau la arest. Da? Și în momentul în care este o decizie definitivă, ori te predai, ori vine aia să te ia de acasă. Dacă nu te găsesc acasă, e mai rău. Da? Până la sfârșitul zilei respective trebuie să fii la pușcărie. Așa și aici, când există o hotărâre definitivă, nu mai ai timp, deci nu două săptămâni. Am revenit, fraților, la microfon, avem un telefon. Da, sunteți în direct? Hello. Să trăiți! Da, vă salut! Frecvența 92,4 FM Slatina. Da, perfect! Se aude cu întrerupere. Se aude cu întrerupere, e? E semnalul prost, da. Voi de la București. Păi nu știu, la noi ne auzim bine aici, dar e posibil să fie ceva pe traseu. Să transmitem mai departe, că vă dați seama că noi n-avem nicio putere. Nu ține de noi de aici, din cabina de emisie, sau cum să spune, din cabina tehnică. Nu ține de noi semnalul în țară. Bun. Mulțumim de intervenție, nu știu dacă mai e
ascultătorul din Slatina pe fir, dar în orice caz ne-a transmis o problemă corect. Ne-a sunat, bine a făcut. Pentru Paris Saint-Germain, la Cazet sau Hesse, atacantul Real Madrid. Astea sunt două opțiuni pe care le au în momentul de față. Să nu ne îndepărtăm însă de ceea ce ne interesează. Bafé Gomi s-a semnat la OM și în momentul de față se află la Halle în Germania cu echipa, deși după părerea mea s-a dus degeaba acolo. El a făcut vizita medicală ieri la Marseille și a semnat astăzi contractul în prezența noului președinte Giovanni Cicolunghi, care probabil l-a întrebat ce sport practică, întrucât Cicolunghi habar n-are de fotbal. Este un președinte pe care istoria lui OM nu-l va reține nici într-un caz, indiferent de ce va face în această scurtă perioadă în care se va afla în jilțul prezidențial. Bafé Gomi s-a plecat în avion spre Halle, probabil cu o escală la Frankfurt sau la München, pentru că n-ai cum să mergi din Marseille direct la Halle. Noroc că nemții au 200 de aeroporturi, deci nu e nicio problemă. Și de la Frankfurt și de la München sunt avioane pentru Halle. A ajuns acolo și astăzi va participa la un antrenament alături de echipă. Mâine Marseille joacă un amical cu Arminia Bielefeld. Am înțeles, echipă nou promovată în Zweite Bundesliga. Deci ei vin din Liga 3-a. Au promovat în Zweite Bundesliga. O echipă care beneficiază de instalații tehnice remarcabile. Are un stadion de aproape 30.000 de locuri. Bănuiesc bine dotat, cu un gazon excepțional. Mâine la ora 16, ora României, e programat acest amical. Sigur, Gomis n-are cum să evolueze, de asta nu înțeleg de ce l-au dus în Germania. Urma să mănânce, să se culce un pic și după aia să participe la antrenamentul de seară. Îl vor pune astăzi la niște teste. E posibil ca și mâine dimineață el să lucreze tot acolo la Halle. Echipa va pleca spre locul de lângă Bielefeld, de fapt, să joacă. Nici Halle nu-i departe de Bielefeld, dar în orice caz într-o altă localitate cu un nume impronunțabil să va juca partida amicală. Probabil că Gomis va fi în tribună la ora 15, ora Germaniei, să vadă meciul. Până atunci e posibil să facă un antrenament, dar la ce îi servește? Asta putea să facă și la Marseille. Evident, la centru de antrenament n-avea nevoie. După care, imediat după meciul cu Arminia, echipa se întoarce în Franța. Va fi liberă în restul zilei de sâmbătă, adică sâmbătă seara, probabil că vor fi liberi și duminică. Luni și marți sunt antrenamente serioase la Marseille, la care va participa și Gomis, după care marți seara se pleacă la Girona în Spania, unde va juca iarăși cu o echipă de Liga 2, că ăștia sunt de nivelul nostru. Au fost bine alese meciurile de pregătire, după părerea mea. Am jucat cu Lausanne, echipă nou promovată în prima ligă elvețiană, ne-au bătut cu 2-1, nemeritat, adevărat, am jucat bine, repriza a doua și egalat. Golul a fost anulat fără justificare de arbitru. După aia am câștigat cu Nîmes pe terenul lor, echipă de Ligue 2, care începe astăzi campionatul în Franța. Apoi am jucat cu Ajax, am făcut 2-2, am fost egalați în minutul 86. A fost un meci bun al UEM, în special repriza a doua, pe care am participat la turneul de la Aachen, unde am făcut 0-0 cu echipa de Liga 4 Alemania, ne-au bătut la penaltiuri, meci de 45 de minute, și am pierdut tot meci de 45 de minute 2-1 cu FC Köln, echipă de Bundesliga. Acum jucăm cu Arminia, echipă nou promovată în Zweite Bundesliga. Deci un program bine făcut, după care jucăm cu Girona, echipă de B din Spania. O să mă și uit, să vedem exact ei pe ce loc au terminat sezonul trecut în Segunda Liga Adelante, cum se numește, după care ultimul meci de pregătire este cu Città di Palermo, echipă care abia a scăpat de retrogradare în Italia, după cum știți.
Deci perfect făcut programul. Ia să văd Liga 2 spaniolă. Girona, într-adevăr, figurează. De asta este lista de echipe pentru sezonul care stă să înceapă. 22 de echipe sunt în Liga 2 spaniolă, care se numește La Liga 2, nu se mai numește Segunda din acest sezon, pentru că așa este denumirea, La Liga 2. Începe pe 19 august campionatul de Liga 2 spaniolă. Girona, ăștia joacă la Sevilla cu echipa a doua a lui Sevilla în prima etapă. Echipa a doua a lui FC Sevilla, nu a lui Betis. Acolo unde joacă Bilal Butoba, plecat tot de la OM. Deci, cu Girona. A, oricum echipă de B din Spania, ce să mai discutăm. În Zweite Bundesliga, ia să vedem, ne uităm un pic și pe programul din Germania. În Zweite, în Liga a doua din Germania, vedem dacă apare Arminia. Și aici ai dat programul din prima rundă. Pe 5 august începe campionatul în Zweite. Arminia Bielefeld joacă acasă cu Karlsruhe în prima rundă. E clar, sunt nou promovați în B, îi văd. Deci cu Arminia, cu Girona și apoi cu Palermo. Astea sunt meciurile pe care le mai are OM de jucat. Bun, ne pregătim de publicitate? Da, ne pregătim, așa trebuia să facem, eu șmecherie aici, după care o să revenim pe finalul emisiunii, să vorbim un pic despre tenis. Simona Halep are astăzi meci cu Svetlana Kuznetsova până la urmă, după ce a reușit să treacă ieri de Carolina Plișcova în două seturi. Am întâlnit pe Svetlana Kuznetsova la Montreal. Ne întoarcem. Ne-am întors în direct, desigur, spuneam, tenisul de la Montreal. S-a ajuns în faza sferturilor de finală până la urmă, după niște lupte aproape seculare într-un turneu care comporta și 32-imi de finală. Conta va juca cu Kuzova. Kuzova care a reușit să o alinieze și pe Eugenie Bouchard. Ce dramă! După ce a pierdut primul set, această necunoscută slovacă a reușit să o pună cu botul pe labe pe favorita gazdelor, după ce trecuse și de Suarez Navarro într-un tur precedent și apoi sau chiar mai întâi de Janina Wickmayer din Belgia. Deci isprăvi cu repetiție pentru Kuzova, care va juca cu Joanna Konta în sferturi. Alt meci, Pavlyuchenkova cu Keys. Madison Keys a eliminat-o pe Venus Williams învingând-o în 3 seturi. Anastasia Pavlyuchenkova a trecut de Agnieszka Radwanska, iarăși o bombă. Trebuia să avem Venus cu Radwanska, să avem Pavlyuchenkova cu Keys. Halep a câștigat ieri cu Plișcova în 2 seturi. A fost un 6-3-6-3 ușor pentru Halep, care o va întâlni pe Svetlana Kuznetsova, care s-a debarasat de Petra Kvitova, bombă. Deci trebuia să avem Halep Kvitova, avem Halep Kuznetsova. Dacă Halep va câștiga această partidă, va juca în sferturi cu Kerber sau Kasatkina. Kerber a reușit să o elimine pe Svitolina după ce a pierdut 6-1 primul set. Nemțoica a revenit și s-a impus în următoarele două. Kasatkina a trecut de Vinci după ce trecuse de Stozur și de 2 până acum, în formă și ea. Kerber însă calitate de favorită numărul 2, pentru că numărul 1 n-a existat, reamintesc, iar Varvara Lepchenko, cea care a înlocuit-o pe Garbine Muguruza, a fost eliminată în optimi. Deci Angelique Kerber este principala favorită a turneului, numai că nu are un ritm extraordinar în momentul de față. Ne întoarcem la fotbal. Eveniment, spuneam astăzi la începutul emisiunii, începe Liga a doua franceză. 8 partide, chiar mă uitam astăzi, echipa a publicat bugetele celor 20 de echipe de Ligue 2. Cel mai mare buget este al lui Stade de Reims, echipă retrogradată din Ligue 1 sezonul trecut, care are 20 de milioane de euro.
iar al doilea buget este al Racing Club de Lens, 18 milioane. Deci acestea două sunt favorite, vă reamintesc, doar două echipe promovează. Locul al treilea, urmând să joace un baraj tur-retur cu echipa care va termina pe poziția 18 în ligă. Fi un baraj tur-retur, dar atenție, un baraj care nu este menit să-i asigure echipei de pe locul 3 decât într-o situație absolut excepțională promovarea, întrucât într-o primă fază această echipă va juca pe teren propriu meciul tur. Deci favorizată va fi echipa de pe locul 18 din ligă, care va juca returul acasă. Plus că, fiind vorba de campionatul Franței, arbitrii sunt hoți, arbitrii de cea mai joasă speță în ligă, cam ca la noi așa, deci, lipsiți de talent, lipsiți de tact, lipsiți de bun simț. Așa că va fi complicat, sigur, în Liga a doua de aici înainte. Favorite sunt Reims și Lens, oricum ele ar fi fost. Mă pregăteam să spun acest lucru chiar și dacă n-aș fi văzut bugetele, pentru că Reims, deși a picat, s-a întărit, are o echipă destul de solidă, un antrenor bun, Michel Derzacarian, a funcționat 4 ani la Nantes, deci e un antrenor cu experiență în ligă. Lens este o echipă țapănă, evident, care a tot ratat promovarea în ultima perioadă, este obligată să o obțină acum. E adevărat, Lens și-a pierdut antrenorul pe Antoine Comboiré, care a ajuns la Guingamp și care va încerca ca toți antrenorii de la Guingamp să rămână în prima ligă. O să vedem dacă în noua variantă cei de la Lens vor face mare lucru. Îmi scapă numele celui care îl înlocuiește pe Comboiré, să vedem dacă îl găsim aici sau nu. Probabil că nu, dar o să mă uit în L'Équipe și aici dăm sigur de el. Pentru că nu vine minte cine e antrenor la Lens acum, dar oricum o să îl găsim imediat. Iată-i aici pe cei trei antrenori ai echipelor care au retrogradat: Gazelec, Ajaccio, Troyes și Reims. Într-adevăr, îi văd aici în imagine toate cele trei echipe care au retrogradat și au schimbat antrenorul în Ligue 2. Dar este firesc, asta Jean-Luc Garcia a preluat pe Troyes, de exemplu Michel Derzacarian a preluat pe Reims, iar la Gazelec este Jean-Luc Vanucci antrenor. Niciunul dintre ei nu era antrenor în momentul în care echipele au retrogradat. Ia să vedem un pic la Lens. Alain Casanova, așa, aia bun, nu e un mare antrenor, fostul antrenor istoric al lui Toulouse. Ăsta totuși a dăinuit la Toulouse vreo 9 ediții. Ăsta e motivul pentru care, să vedem, avem o fișă lui aici. Ia să vedem câți ani la rând a fost la Toulouse. Aici arată 2008-2009. Da, deci din 2008 era antrenorul lui Toulouse. A fost demis practic sezonul trecut, cam așa, cam 8 ediții a stat. Deci din 2008, nu știu dacă l-a demis în 2016 sau în 2015, nu mai țin minte când a plecat de la Toulouse. A plecat de ceva timp totuși, cam așa. Nu arată aici tot parcursul lui, dar scrie că în 2008-2009 era la Toulouse. Clar, în fine, ăsta e antrenorul lui Lens, oricum a fost portar Alain Casanova, a fost și portarul lui OM la un moment dat, fără să fie titular, vremurile bune ale clubului în anii 90. Și Lens, care este campioana Franței în 1998, care a câștigat de două ori Cupa Ligii, 94 și 99, este una dintre favoritele Ligii secunde. Debutează în această seară echipa lui Casanova pe terenul lui Niort. Celelalte meciuri, toate partidele de astăzi încep la ora 21, sunt în multiplex pe beIN Sport. Bourg-Péronas, Strasbourg. Strasbourg este nou promovată. Bourg-Péronas era în Liga a doua și sezonul trecut. Este o echipă nou promovată
un sezon înainte, Gazelec Ajaccio, care a căzut din ligă, în joacă cu Brest. Și Brest are pretenții la promovare. Nîmes Laval, ăsta este un meci tipic de B. New Orleans, spuneam mai devreme, Orléans, Le Havre. Le Havre, vă reamintesc, a ratat promovarea pentru un singur gol marcat. În ultima etapă au bătut cu 5-0 acasă. Pe Bur, pe Ronas, dacă băteau cu 6-0, promovau. Tour, Athletic Ajaccio, Troyes, Sochaux, Troyes este retrogradată din Liga, și Valenciennes, Clermont, Foot. Aceasta din urmă echipă antrenată tot de Corinne Diacre, singura femeie care antrenează o echipă în fotbalul profesionist european, are cel mai mic buget din Ligue 2, undeva în jur de 12 milioane de euro. Este al 20-lea buget Clermont Foot, dar nu este o echipă care a priori să se gândească la retrogradare. E o echipă de mijlocul clasamentului mai degrabă, Clermont. În orice caz, în ceea ce privește retrogradarea din acest campionat, e la fel. Pică ultimele două direct, iar locul 18 va da baraj cu echipa care va termina pe 3 național, unde începe săptămâna următoare, vinerea următoare, pe 5 august, campionatul. Aici e un pic mai bine la picare, pentru că picau 3 direct din Liga 2, acum pică 2 și eventual încă una, care are șanse reale să se mențină totuși cu o echipă modestă de obicei din național. Deci dacă îi deranjează la promovare, nu îi deranjează atât de mult la retrogradare. Cele mai multe echipe din Liga 2 franceză își doresc să rămână acolo, pentru că cele mai multe au bugete făcute pentru Ligue 2. Astea ar fi așa: Valenciennes, Athletic Ajaccio, Amiens, care va juca sâmbătă, nu, luni, cu Reims, Clermont, Nîmes, Niort, Tours, Troyes, Laval, Gazelec, Bourg-Péronas, Orléans și Red Star. Astea toate sunt echipe care vizează să rămână în Liga 2. Deci promovarea este vizată de echipe ca Auxerre, Le Havre, Brest, Reims, Lens și Sochaux. Cam astea ar fi. În pole position, deci sunt Reims și Lens, după care vin, într-adevăr, Brest, Le Havre, astea le-aș pune pe locurile 3-4. Sochaux, Auxerre, sunt pe locurile 5-6. Deci cam acolo trebuie să se gândească Viorel Moldovan. Locurile 5-6 sunt ale lor, dar ca, asta ca perspectivă, probabil că pretențiile clubului sunt mai mari decât atât. Și ei o să-i ceară într-adevăr să promoveze. Dar pretenția este, sau mă rog, posibilitatea după mine e cam acolo. Îi văd pe rangul 5-6. Brest și Le Havre mi se par un pic peste. Dar oricum, fascinant campionatul. La noi, mai mult pentru pariori, desigur, care dacă se încumetă și încep să joace B-ul francez, practic nu se vor mai atinge niciodată de nimic altceva. Pe luni, fraților!